Nu trece zi fără evenimente rutiere pe șoselele Republicii Moldova și astăzi doi oameni au fost la un pas de moarte în urma unui accident produs pe drumul Chișinău-Ialoveni. Accidentul rutier a provocat și un ambuteiaj care a blocat traficul pentru câteva ore. Accidentul s-a produs la prânz la intrarea în orașul Ialoveni și de această dată neatenția și nerespectarea regulilor elementare de circulație au fost cauzele accidentului. La fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 71 de ani, în timpul conducerii unui autoturism, preliminar a neglijat prevederile regulamentului circulației rutiere, nu a cedat trecerea, astfel fiind tamponat lateral de un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani. În urma impactului violent, șoferul și soția sa de 68 de ani au fost internați la Institutul de Medicină Urgentă. Starea pacienților este stabilă, de gravitate medie. Un al treilea pasager, fiul șoferului, aflat și el în mașina lovită, a scăpat ca prin minune. Ne-am pornit la Nimorel și când a ieșit Ian, i-am stat aici. Las treacă, ieși pe urmă, ați trece noi, și nu că noi dovdim. Și când am dat l-o pălit. Câți persoane erați în 3. Automobil? Mama, tata și eu. Cine era la volan? Tata. Cum se simt? Și da, s-o dus să vadă și... la capă spăliți o leacă. Mama mâna-i ruptă. Poliția a început o anchetă în acest caz.